I don't know you, but I want you all the more for that. And words fall through me, always for me, and I... Am luat avionul de la București, la Bergamo. De la Bergamo am luat autobuzul până în Milano, de la Milano am luat trenul către Genoa și acum ne îmbarcăm pe vas, eu cu tata. În România am stat puțin, o lună jumate. Mi-a plăcut foarte mult, dar nu prea. I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of mind, how many times did I tell you I'm... Ne-a adus și bagajele. Tata a făcut un AVC și n-a mai putut să zboare până în Brazilia, așa că singura variantă pe care am găsit-o este să trecem oceanul cu vasul. Și asta facem. Păi eu filmez și tu te scapi la nas? Păi să vă prezint camera, nu? După cum vedeți, avem parte de o cameră cu balcon. Mai spune încă o dată. După cum vedeți, avem parte de o cameră cu balcon. Spui de două, trei ori ca să... Tata a observat că eu atrag multe duble, că mă bâlbâi, de fapt. Asta e. Bun, asta e camera. Avem televizor, dă-ta mai patul, o mică canapea, șifonier și baia. Și baia. Duș. Cabină de duș. Și baie. Și acum terasa. Două scaunele, o măsuță. N-avem voie să fumăm aici. Bine. Aviz fumătorilor. Chiar dacă ai balcon, nu ai voie să fumezi aici. Pentru că dacă te văd ăștia, te ard. Ce view mișto avem. It's taking a toll on me, trying my best to keep from taking. Discoteca pe 4 nivele. Da? Întoarcem la muzică? Dacă vrei, te întoarcem. Dacă vrei, te întoarcem. Ne întoarcem. De ce? Zici că ești într-un casino pe vasul ăsta. Cum? Zici că ești în casino pe vasul ăsta. Da, da. Hai. Care nu e vârsta treabă, vârsta a doua.
Ce zici, tată? Nu zic nimic. Bravo. E bine. Vasul acesta mi se pare un hotel de lux plutitor, un mall plutitor de fapt. Are vreo 15 baruri în total. Aici avem șapca lui Senna. Bravo, tati, ai condus până la capăt. Asta e tricoul lui Messi cu semnătura lui. Sports bar. Separeuri unde poți să te uiți la meci. Uita mai ecranul acolo. Aici avem și bilele lui Ronnie O'Sullivan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 feluri de bere la draft. Plus o bere șmecheră artizanală. Aici am văzut meciul României. Aici am ieșit în zona de magazine. Aici avem cazinou. Să mergem. Aparate, păcănele, blackjack, bar evident. Te sparge covorul ăsta. Alt bar. Acest bar e cu fructe de mare. Magazin de ceasuri și ochelari. Aici jos e un alt bar, un lounge, cu vedere la stele. Asta e un bar unde poți veni să bei doar o șampanie. Dacă te plictisești prea tare, bowling. Sau sala de cinema 4D. Arată senzațional sala de bowling. Uitam film. Asta e una din cele 5 discoteci. Păcat că au tăiat mașina. Bine, discoteca începe la 2. Pentru cei însetați vin să se alimenteze. Dacă ți-e cald, vii să mănânci o înghețată. Și nu orice fel de înghețată. Venchi. Avem și lift exterior. Și acolo e o pasarelă din geam. Aici avem un loc de șah sau biliard. Un alt bar cu muzică live. Cam așa arată holurile. Aici este unul dintre cele 5 restaurante. Începe să se strângă lumea. Astăzi avem white party. Seara albă. Lumea asta multă vine de la teatru. Aici avem zona supermarketurilor. Supermarket cu de toate. Hai să vedem și niște prețuri. Limoncello. Una 14,22. Mamă, cât am mai sticla de gin. O sticlă de moe, 56 de euro. Și 7. Un alt bar cu altă muzică live. Alt magazin cu cosmetice. Chiar așa, hai să-l încerc. Da, miroase bine. Aici se oferă o promoție. Diamante. Aici avem un alt magazin cu gen. Și aici un alt magazin cu îmbrăcăminte. Și aici ciocolata vechi. Nu știu dacă știți. Presupun că da. E una dintre cele mai bune, sincer. Aproape 9 euro, 100 de grame. E mult. Tot vechi. Aici avem o galerie de artă, poze, picturi și o chestie foarte mișto unde poți să-ți fotografiezi irisul, să faci poze din el. Ia să-mi văd și eu irisul meu. Mișto, artă făcută din propriul iris. Aici ai un infinit din irisul tău și irisul partenerei. Mișto. Oamenii au făcut un puzzle aici. Asta era răvășit când ne-am urcat pe vas și văd că l-au făcut repede oamenii. Unde e mult, puterea crește. Asta e un alt restaurant. Hai! Aici e o zonă de lounge. Un alt bar. Și aici avem intrarea de la teatru. Încă lumea... Lumea a început să strângă. Spectacolul va începe într-o jumătate de oră. Dar aceasta este sala.
Și aici este ieșirea. Și se vede de sus. În fiecare seară sunt 3 spectacole. L-am lăsat pe tata la discotecă și eu mă duc la o altă discotecă. 50 party. Sunt 8 lifturi de astea în total. De-abia acum începe distracția. Mâine vară tobogane. Ia uite ce aici. Number one. Așa-s petrecerile pe pas. După ce ne-am zbănțuit aseară, mergem la micul dejun. Dar înainte... Gata! Gigea băiatu! Gigea băiatu! Mergem la masă! Noi stăm la etajul 15, iar la etajul 16 avem o sală de mese. Sunt două săli de mese, un fel de la împinge tava, cum îi spunem noi. Hai, l-am lăsat pe tata să urce pe scări. Exercise. Breakfast, între 8:30 și 12. Ce mâncăm azi? Același lucru. Avem salate, cartofi, omletă, ouă-ochiuri, tot omletă, cârnăciori, bacon prăjit. Aici ne putem face noi. Omleta noastră, după ce avem 3 feluri de omlete, o mai facem și pe a noastră. Altă omletă, aici avem partea de delicatese de patiserie, sălămet, fructe, iaurt. Ia zi, tată. După farfurie? Da. Trebuie să luăm și farfurii. Și-a luat. Și-a luat tata un calul mare. Dă face bine. Asta ce? Nu știu. Ia. Oatmeal. Semola. Ăsta este un griș. Ăla-i griș. Ăla-i griș, tată. Nu, ăsta e... Nu spune nu la oatmeal. O vânzi? O vânzi, cred. Mănânci calule, o vânzi? Da. Da. Aici avem gogoșele, niște cașcaval pane. Gogoș. Are diabet, dar nu-l interesează. Și-a luat două. Mă, tu nu știi că ai diabet? Ha? Dăm înapoi. Punem... Las-o aici, cum mănânc eu. Mere coapte, clătite americane, gofre. Aici avem miere. Bine, ne lipsește miere, aia de acolo, miere. Și gemuri, pe care le punem în căpăcelele astea. Avem și parte de fasole. Pentru mic dejun, pur englezesc. Cartofi.
tata ia cu mâna, că de ce să folosească cleștele ăla dacă are cleștii lui, nu? Păi... Hai, vrei omlețică? Băgăm niște cârnăciori. Mai ia doi. Așa, bravo. Vrei omletă? Da. Hai. Da. Gata? Da. Aici avem brioșe și alte chestii de patiserie. Sorry, sir. Aici mai avem tortulețe. Îți face cu ochiul ceva? A? Ce mai vrei? Suc. Suc. Și mergem în cameră. Ne pune și noi costumul de baie să mergem la plajă? Am zis. Tată. Ce e asta? Ce e asta? Tata zice că înfilează o lampă. Că... vreau să merg la plajă cu el și să ne dăm până topogane. De ce nu vrei să mergi să ne dăm până topogane? Zi, ia-l tu. Mă filmezi în jos? Nu, vrei ca să-l arunc pe... pe geam? Da. De ce? Ca să... în felul ăsta... terminăm cu filmatul, nu? Da. Nu-i place că fac vlog. Nu-ți place că filmez? Nu. Ce să zic? Excursia asta a fost mai lungă, dar noi am luat-o din Genoa și am continuat cu Palma de Mallorca, Cartagena, Malaga, Casablanca, Lanzarote. După care 6 zile pe ocean, ne oprim în Salvador și noi acolo coborâm. Am fi vrut să coborâm în Ilios, dar nu se poate pentru că nu o poliție de frontieră. Așa că nu ne pot face vam. Suntem obligați să coborâm în Salvador sau la destinația finală, Rio. Ceea ce nu vrem. Toată distracția ne-a costat $850 de persoană. Un fel de Andre Rio. Mișto. Excursia noastră a durat 18 zile, în care am avut mâncarea inclusă, mai puțin băuturile alcoolice, dar nu ne-a afectat că nici eu, nici tata nu bem. Am venit la masă. Ăștia pe vas fac orice ca să te facă să te simți bine. Muzică, prăjituri ca la Palamu, câte prăjituri. Aici avem un stand de pâine. De toate felurile. Avem un stand de pizza, unde avem câteva feluri. Iarăși pâine, bruschete. Aici e standul de apă, sucuri, ceai și cafea. Ceaiuri. Stand de grill, adică hamburgeri, hot dog, cartofi prăjiți, salate. Aici iar avem pâine. Lucrurile se cam repetă. Avem și covrici. Pește, pui, tochituri. Alt stand, alte prăjituri. Salamioare, brânzici. Un alt stand de salate, cu sosuri. Aici avem rotiseria, unde se face pomana porcului. Bine, ăsta cred că este un curcan. Mamă, cât am mai curcanul. Aici avem specialități asiatice. Bă, mâncare, deci pe vas, mâncarea e ultima ta problemă. Fasole. Aici, altă mâncare. Piureu, cartofi, pește din nou, altă tochitură, alt uiut. Merg la piscină. Mergem să ne dăm pe topogani. Asta e piscina mare. Aici avem jacuzzi. Bine, sunt vreo 10 jacuzzi pe tot vasul. Fiecare cu temperaturi diferite. Pe fiecare cum îl ține. Aici avem 26 de grade. Mă bag și eu la bule. 5 minute după care mă duc pe topogane. Gata, domnule, ne-am băgat la bule. Aici a fost petrecerea aseară, white party. Acum sunt tore de salsa. Ia uite topoganul. Au topoganul. Vine deasupra oceanul.
N-are nimic, n-avem cum să cătem. Mergem să ne dăm și noi. Aici e un loc de joacă pentru copii. Și mai multe topogane. Altul mare pe cealaltă parte. Deci ai ce face? Ia uite-l. Pe aici mă duc. Ce să facem? Ne mai distrăm și noi. Mergem să ne dăm în alt. Au și tiroliană. La asta trebuie să aștepți pentru colac. Ce mișto! La concurs. Asta e tiroliana, de aici până acolo. Gata, ne băgăm. Ăsta e întuneric rău de tot pe el, tati! Uha! Ia să vedem. Mamă! Ce tare! Trebuie să încerc asta cu colacele. Mă duc să stau la coada, la colac. Mamă, asta e coada care... Nu stau la coada asta. Aici se joacă ping-pong, fotbal de masă. Și aici avem piscină interioară. I-am zis o interioară, dar nu prea interioară. E o altă piscină. Aici e un alt jacuzzi cu temperatură de 37. Când vrei să te relaxezi, stai așa frumos aici și te uiți la mare. Avem și plante pe vasul ăsta. Haide să vă arăt și WC-urile. Civilizat, nu? Tot timpul intră oamenii să-l curețe. Ia uitați, pentru copii Lego Friends. Chiar Lego Lego. Aici e un loc de joacă pentru cei mai mici. Și aici ce să vezi? Teren de basket și de fotbal. Avem de toate. Dă-i să vă jacuziurile mai bine. 1, 2, 3. Doar la piscina principală. De Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Me hiciste daño y así te extraño. Aunque sé que un día te voy a olvidar, ahora no lo hago, es complicado. Me destaco, Romani, espalda. Dos, tres. Vámonos. No party. Ăștia chiar au mulți. Quisimo me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volví. No party. Éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. A mí no, a Dios. Ya uitați, Neagu României l-a pus. Decembrie. Vrei ca să filmez și eu? Hai. Las tot tagurile și la mulți ani România când vă zic eu. Hai. 1 2 Hai, ia-l tu. Ia-l tu, tati. Ia-l tu, tati. Nu e problemă. Ia-l tu, ia-l tu. Ia. Bridge of Sights. Mișto. Ia uitați aici cum e. Vezi cum mergi pe jos? Piscina, de aici se vede așa frumos ca în Titanic. Aici suntem la etajul 16. Da, uite lifturile. Ăsta e podul Bridge of Sights. Hai să mergem și noi cu liftul ăsta. A fost superb să vede. Mișto sunt lifturile astea panoramice. Deck 50. Ne facem gigea. Mergem la restaurant. Nu, tată?
Zi mă și tu ceva, că trebuie să zici și tu ceva, ca să ești în filmul meu. Alo. Da. În afară de restaurantele alea la Împinge Tava, cum spunem noi, care sunt deschise non-stop, avem și un restaurant unde mergem și suntem serviți. Da. Haide. Păi hai. Hai. Golden Sand. Aici suntem noi, nisipurile de aur. Hello, good night. Acesta este restaurantul a la carte. Unde suntem serviți. Avem și o bombonică? Da. Da. Ne-au venit supițele, dar câtă fecie restaurantul, încă n-avem linguri. Ce n-ai? Linguri? Păi tu cu ce mănânci supa? Ai lingură? Thank you. Ia vezi cum e. Bună? Bună. Foarte bună. Ne-a venit meniul principal. Eu am o vită cu un poeta și broccoli, iar tata are un biban de mare cu piure și crevețe, asparagus. Bun, tată, nu? Nu știu ce a fost asta. Dar oricum, lumea aplaudă. Și tata a aplaudat. Cam are piele. Și acum desertul. Ăsta e After Ray Sensation. Adică ciocolată cu mentă. Și tata și-a luat o înghețată. Hai, mergem? Da. Hai. Am ajuns în cameră. Și noroc că în ultima seară ni se întâmplă. Ne-am inundat. E plin WC-uri. Ce să zic? Avem noroc! În Salvador. Noi aici coborâm. O să avem un drum de vreo 9 ore cu autocarul. Sau să vedem, poate găsim un Uber să ne ducă direct până acasă. Deși nu știu.